Iată o rețetă foarte ușoară, gustoasă, sănătoasă și utilă. O salată orientală de cartofi cu legume, verdeață, ouă fierte și ton. Nouă ne place maxim, este delicioasă, hrănitoare și perfectă și de pus la pachet. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru ea. Pentru aproximativ 4 porții avem nevoie de 400 de grame de cartofi fierți în coajă și curățați, 2 castraveciori proaspeți, 4-5 ridichii potrivit de mari, 2 fire de ceapă verde, o jumătate de legătură de pătrunjel, opțional 2 frunze de leurdă, 2-3 ouă fierte, o conservă de 140 de grame de ton bucăți în ulei, câteva măsline, aproximativ 12 bucăți, sare, ulei și lămâie pentru dres salata. Pentru această salată de cartofi, vă recomand să folosiți cartofi fierți pe care i-ați lăsat la răcit complet. Astfel se vor tăia curat, fără a se sfărâma. De asemenea, vă recomand să schimbați un pic tiparul și să tăiați cartofii în cubulețe potrivite și nu în rondele groase. Veți vedea că fiind bucăți mai mici, vor reține mai bine sarea, uleiul și aromele din salată și vor fi deopotrivă mai gustoși și mai aspectoși. Cam de aceeași manieră, adică cubulețe potrivite, vom tăia castraveții, pe care eu i-am lăsat cu puțină coajă pentru culoare, dar și ridichile. Aveți grijă să nu fie prea iuți ridichile. Punem și puțină ceapă verde, tăiată în bucățele potrivite. Câteva măsline, tăiată rondele, dacă aveți. Vă recomand călduros să puneți pătrunjel, doar frunzele, pentru că este plin de vitamina C și delicios. Dacă aveți și câteva frunzulițe de leurdă, este perfect, le puteți adăuga. Ouăle le punem tot așa, cuburi mari. Acum folosesc 2 bucăți, dar dacă se întâmplă să am mai multe ouă fierte, în perioada de după Paști, spre exemplu, pun și 4. Dacă aveți la această salată, știți ce mai merge perfect? Ton. Nu ezitați să adăugați, este minunat. Dar nu este obligatoriu dacă nu aveți. Salata va fi la fel de bună și fără el. În acest moment, puteți să puneți o folie peste salată și să o păstrați la frigider până când doriți să o consumați. Tot ce mai trebuie să faceți apoi este să dregeți salata după gustul vostru. Țineți minte doar, cartofii înghit întotdeauna ceva mai multă sare, dar și un pic mai multă aciditate. Și ca un mic secret la această salată, vă mai recomand să folosiți zeamă de lămâie în loc de oțet. Merge de minune și este mai sănătos pentru că veți adăuga și mai multă vitamina C la salată. Asta este tot, dragilor, să aveți mare poftă și dacă munca mea la acest videoclip v-a fost utilă, nu uitați să-i dați un like, un comentariu, o abonare, singura răsplată de care am nevoie. Vă îmbrățișez cu drag și ne vedem data viitoare. Numai bine!